Vă salut, prieten, bine v-am regăsit! Astăzi o colecție mai puțin vizibilă a celor de la Martin Mikalev, respectiv voi încerca să vă povestesc despre un parfum care ține de o colecție scurtă, o colecție de numai 3 parfumuri, parfumul pe care vreau să-l recenzez la mod variantă full size, se numește White Sea. Așa cum am spus, o colecție scurtă de numai 3 parfumuri, toate parfumurile le-aș putea considera dedicate mărilor, pentru că poartă numele unor mări, acestea fiind Marea Albă, mai avem Red Sea, Marea Roșie și Yellow Sea, Marea Galbenă. Parfumul este creația lui Geoffrey Neumann și Jean-Claude Astier, așa cum am spus, 2009, anul apariției, iar în momentul când te gândești la Marea Albă, te putea gândi că acest parfum ar mirosi poate mai rece, mai aspru. Așa cum te-ai gândi că la latitudinea nordică unde se află Marea Albă vei întâlni genul acesta de mediu. Nu este cazul totuși cu acest parfum, pentru că se apropie foarte mult de un alt parfum de la Mikalev pe care l-am testat și l-am recenzat cu ceva timp în urmă, Spicy for Him, pentru că acesta e un parfum condimentat, un parfum care evoluează. Avem note de ambră, avem note florale de iris, respectiv mușcată, avem rosmarin, lavandă, de asemenea patchouli, mosc, bergamotă și lămâie. Are o deschidere mai degrabă dulce, siropoasă, ca urmare a combinației dintre rozmarin și notele citrice, cu o tentă poate ușor pișcăcioasă, condimentată, ca urmare și a notei de mușcată. Pe parcurs parfumul evoluează, astfel că dacă deschiderea este mai condimentată, mai dulce, mai efervescentă prin acest mod de a descrie parfumul în deschidere, la un moment dat, el se duce într-o tendință de tip patchouli, aromatic, cremos, ambrat. Deci, la un moment dat, există o tendință atât de plăcută, o combinație de iris, ambră cenușie și patchouli, cu un iz ușor vanilat. Deci, mai degrabă, un soi de rășinos, ambros, floral, aromatic, foarte, foarte frumos și elegant. Dar aici nu se oprește parfumul, el se duce și mai încolo, astfel că în faza de final, de închidere, el se așează într-o tendință de tip fujer ambrat. Deci combinația dintre notele citrice și lavandă către final îi vor scoate în evidență sau va înflori ca un fujer, preluând infuzia din tranziție de tip ambrat, floral, aromatic și lăsând la o parte deschiderea care este destul de penetrantă și diferită, dar deosebită în același timp din punctul de vedere al notelor condimentate pe care parfumul le transmite. Deci, cel puțin acum, la final, aproximativ 10 ore de la aplicare, simt o tendință ambrat de tip fujer. Foarte, foarte elegant, excelent miroase la final. Haideți să dau și pe mână să vă spun ceea ce se simte în deschidere. Deschiderea este cu totul diferită. Da, deci în deschidere mai degrabă un iz foarte puternic floral, în special mușcată, în combinație cu rozmarinul și note citrice, care creează așa o senzație de tip condimentat, foarte, foarte puternic. Deci deschiderea este dintr-o cu totul altă poveste dacă mă raportez la tranziție și la faza finală. Apropo, parfumul este masculin, cu toate că partea de tranziție l-aș considera mai unisex, dar deschiderea și partea de final mi se par mult mai masculine în comparație cu partea de tranziție, însă așa luat cap-coadă cum evoluează parfumul, îl consider excelent pentru un bărbat. Din nefericire, parfumul nu mai este în producție, deci ceea ce vă spun sau ceea ce discut astăzi este pe un parfum care nu se mai află în ofertă. Poate îl veți mai găsi aici colo pe diferite site-uri, la un preț destul de bun, trebuie să recunosc, deci nu veți da mai mult de 60-70 de euro pe acest parfum la 100 de mililitri. Prezentarea este destul de frumoasă, are un capac în stilul capacului de la Spicy for Him, însă sticla este la 100 de mililitri comparație cu cea de 50 de la Spicy for Him. Am consumat ceva din ea, după cum se vede, e o plăcere să port acest parfum, mai ales în perioada aceasta când se face tranziția de la vară la toamnă. Deja încep să apară perioadele mai răcoroase și acest parfum lucrează foarte bine în acest tip de mediu. V-am spus de cantitate și de concentrație, este apă de parfum. Repet, nu se mai află în oferta celor de la Mikalev, dar dacă aveți ocazia sau dacă aveți surse care pot să vă pună în legătură cu acest parfum, v-aș recomanda, dacă aveți ocazia, în primul rând, să-l testați și pe urmă, dacă vi se pare exact ceea ce trebuie din punctul vostru de vedere, achiziționați-l, pentru că cu așa ceva nu te întâlnești chiar zilnic și având în vedere că am mai testat și alte parfumuri de la diferite branduri plus Mikalev, așa ceva n-am întâlnit. Deci este diferit, se manifestă diferit, consider că anumite
faze din parfum, îmi aduc aminte și de alte parfumuri, dar îl consider suficient de fain și de adecvat pentru un bărbat în special. V-am spus că este foarte pretabil pentru perioadele cu temperaturi de tranziție, deci îl văd foarte bun, în special pentru toamnă, iarnă și primăvară. Excepție vara, dacă eventual sunt perioade cu temperaturi mai scăzute. Ținută, casual elegant, smart casual și ținută formală. Deci este un parfum care dă bine pe o ținută cât mai upscale, chit că vorbesc de zona profesională, dacă te îmbraci zi de zi pentru serviciu în acest mod sau dacă doar te îmbraci pentru situații mai deosebite când ai nevoie să porți o ținută cât mai elegantă și un parfum pe măsură. Este un parfum care miroase suficient de elegant, astfel încât îl consider foarte adecvat pentru situațiile unde ai nevoie, în special de o ținută cât mai elegantă cu putință. La capitolul performanță, foarte bună performanța pentru acest parfum, longevitate de minim 10 ore constant, cu o proiecție foarte bună pentru aproximativ 3 ore jumate, 4. Având în vedere că discutăm de o formulare veche, un parfum care nu se mai găsește în mediul de retail, performează foarte bine, deci este o nestemată la acest capitol. Acum, încercând să trag o concluzie și să dau și un scor acestui parfum, performează, prețul pe care l-am plătit pentru acest parfum a fost chiar, pot să-i spun, un chilipir pentru un parfum de nișă care nu se mai găsește în oferta celor de la Michalev. Miroase foarte fain, masculin, elegant, cu o perioadă evolutivă foarte sinuoasă, deci nu e un parfum care să te plictisească. Îl consider foarte adecvat pentru cei în special mai maturi, deci undeva de la 30 de ani în sus acest parfum este cel mai indicat. Toate acestea fiind spuse vis-a-vis de atributul acestui parfum, mă duc cu concluzia către un parfum de nota 9. Nu este cel mai cel, are așa și un aer vintage, dar este foarte bine făcut, performează, ingrediente de calitate și cel puțin nu este liniar. Acestea fiind spuse, am să pun capăt acestui clip aici. Sper că v-a făcut plăcere să vă povestesc despre un alt parfum al casei Michalev, o nestemată care nu se mai găsește. Dacă aveți totuși impresii legate de acest parfum sau de celelalte două, respectiv Marea Roșie și Marea Galbenă din această colecție scurtă de la Michalev, sunteți invitații mei ca în secțiunea de comentarii să vă împărtășiți părerile. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip. Vă salut pe toți! Numai bine!